Salutare băieții și bine v-am găsit aici la un nou episod de reacție din Attack on Titan. Am observat că aceasta este cea mai apreciată serie de către voi, așa că nu uita să scoateți tunul de like-uri, să o like-uiți, o share-uiți, toate cele. Hai să dăm drumul la episodul cu numărul 10 aici. Am scris ceva în Death Note, dar nu o să vă arăt ce am scris. De fapt, cred că o să vă arăt la final de episod, dacă promiteți să nu spuneți la nimeni. Și dacă dați like, o să vă arăt la final de episod. Scrie ceva foarte important. Da, deci hai să începem. Hai de pula mea, am dat cu carnetul de tastatură. Hai să începem să vedem ce se întâmplă data asta. Știu că Kenny era gata să se transforme titan. Sunt sigur că o să se transforme de data asta. Ce fac ăștia aici? Au reînființat poliția militară sau ceva de genul. Îl arată pe Kenny. Ce dracu-s morți ăștia. Dar stai așa, Kenny nu era cu... Levi nu era cu Kenny? S-au alternat deja cu el. A, arată ce s-a întâmplat. Bun, am înțeles, ăștia nu vor să pună un intro mai mișto, deci îi dăm skip. Prieteni se numește episodul ăsta. Aici era el tânăr. Mamă, deci sunt de mult, Danisa. Ce sloboz, ăsta-i, zici că are Byakugan. Bă, ăsta zici că e Armin, să mor eu. Zici că e Armin ăla, zici că e Taxu sau ceva de gen. Ackerman, asta e un fel de clanul Uchiha din Attack on Titan. What? Direct în mână, ești nebun? Da, acum își cere scuze. A, cum face pe Muistu? Nanse mojidori nigiri tsubusareru no wa hajimete da shi. S-a mort, l-a dat drumul cu asta. I-a dat drumul. Mamă, ce urât i-a băgat cuțitul la mână. Oricum ăsta se reface. Văd că ăsta își controlează titanul foarte bine. N-ai cu aici ce-i face titan. Oh, i-a dat o urât. Deci că e clanul Hyuga cu clanul Uchiha. Oricum Kenny nu moare acum clar. Aici era mult mai tânăr. Coaie, deci sunt atât de multe lucruri care nu le știm din Attack on Titan, cel puțin din anime nu. Pentru că manga nu citesc, nu vreau spoilere. Îmi place mult animeul. Ha, și probabil acum îi povestește lui Levi ce s-a întâmplat. Ăsta e orașul la subteran. Nu știu dacă ați văzut filmul cu Levi care trăia în orașul subteran cu prietenii lui care au murit. Și nu înțeleg, dacă stăteai aici, aveai probleme cu picioarele, ceva de genul, nu mai puteai să mergi pentru că nu vedeai lumina zilei. What? Asta e deja mumificat. Nu zice că ăla-i viu. Și ăla-i Levi. Aia e Măsa și ăla-i Levi. De fapt e sorsa lui Kenny. Așa cred. Deci îl salvează Kenny pe Levi. Levi. Din ce am înțeles, Măsa ar fi o prostituată. Nu știu sigur dacă e adevărat. Dar ea a rămas însărcinată cu un client. Ori avea ceva, un magazin, pui mei, un bar, ceva. Ori era prostituată, una din două. Se cunoștea, nu era sorsa? Îi dă niște cartofi acolo să mănânce. Hai că da, așa le dă bună ziua. Hai că s-a mai îngrășat puțin de la pâinile alea două. A pus vreo 5 kg pe el. Hai că țipă papagalul ăla, de cred că s-a auzit pe toată filmarea. Da. Dar ăștia nu știau că regele e titan? Ce-i bate Levi, ești nebun? Le dă omor. Hai că da, bate unul de 10 ani, unul de 40 de ani dacă e.
Deci asta demonstrează că oricine ai fi, tot mor de bătrânețe, adică tot acolo ajungem toți. Lol. Deci poate da puterea mai departe. Știți de cine mi-aduce aminte Kenny? Deci să mor eu. E Trevor din GTA 5, Kenny. Cred că îi zic bine numele. Și acum îi dă probabil puterile lui Frisa, dacă nu mă înșel. Și taxul lui Eren o mănâncă pe Frisa. Dar nu știu cum a murit taxul lui Eren. Probabil mâncat de către Eren. Ce v-am zis? Se lasă mâncat. Asta devenise șmechera după ce a murit moșul. Bă, cred că da. Adică puterea de orice fel te schimbă. Uitați-vă de exemplu la Yagami Light cât l-a schimbat. Dead Note ăsta care mi l-a trimis mie. Nu se spere niciunul să mor eu. Da, băieți, și nu uitați să-mi spuneți ce părere aveți despre noul format, dacă vă place sau dacă vă plăcea cum era înainte. Ce-i face lui asta, mă? Ăsta vrea neapărat să ajungă titan. Dar nu înțeleg de unde a făcut rost de serul ăla. Că e atât de interesant episodul ăsta încât nici nu mi-am dat seama cum au trecut 14 minute din episod. Că are poate un gunoi ca mine. Păi nu e chiar gunoi, Kenny, având în vedere câți au omorât și cât de puternic este. 100 de soldați sau 1000, nici nu mai țin minte. Și acum pe patul de moarte, pe copacul de moarte, mai bine zis, vrea și el să devine titan. Dar de unde dracu are serul ăla? Kenny. Și chiar așa să se termine să-l omoare Levi? Ar fi urât. Azi ce scrie aici. Ackerman, o familie de războinici care au servit cândva regelui. Abilități supraomenești. Ce abilități supraomenești? Doar că sunt foarte însetați de sânge, dar n-am văzut să aibă ceva supraomenesc. Totuși, Levi încă voia să-l ajute. Și acum începe nebunia. De unde dracu are serul ăla? Nu cumva a spart siringa? De unde dracu a șutit-o? Ăsta are o obsesie să devină titan. Ăsta în niciun caz nu o să-l lase, Levi. Hai bagă serul ăla în gură. Repede. La ce se referă? Adică ce a înțeles? Se simțea vinovat regele ăla. Cum are de gând să-și injecteze chestia aia, având în vedere că are o pușcă în fața capului? Și-a dat maxim. Ce-a făcut, mă? Și-a luat o pușcă peste față? Vrea să îl interogheze? Ce naiba? Era sorsa, cred? Da. Coaie ce aiurea e că nu i-a spus până acum. Să fiu părinte.
Exact. Ce face, mă? Ce i-a dat? I-a dat siringa? De ce? A murit? Așa? Coaie? N-are cum, n-are cum. Hai bă, că era mișto ca personaj. N-a vrut să se transforme în titan până la urmă. Aia nu e istoria? Ba da. Dar nu are puterea regelui. Cred că a luat serul să îl dea istoriei, mai mult ca sigur. Acum s-a legat chestia asta în capul meu. Am dreptate sau nu? Ia uite cum merge asta, zici că e clasa 12 și merge cu de-aia de clasa 9 după aia. Deci de-aia Bertord și ăla Reiner o voiau pe istoria. Știau ei ceva că e regină. Nu numai că era frumoasă. Ce are mă cu ăsta? O să-i dea serul ăla să și-l injecteze. L-a lăsat pe Kenny să se transforme în titan. Ăsta e Reiner. E de acum pe bune, în prezent. Ăsta e taxul lui Eren. Da. Știam că e taxul. Ce mușchi chiar al dracu. Taxul e, nu? Parcă nu era blond dracu. Taxul trebuie să fie. Cât de interesant a devenit. Cât de greu a început și cât de interesant a devenit. Nu vine să cred. Voi ce părere aveți? Eu zic că până acum este super șmecher. Are potențial. Gândiți-vă că este de bea episodul 10 și din câte am înțeles sunt 24 de episoade. Sper că nu se opresc la 12 episoade, că mă cert cu ei. Adică sezonul ăsta presim că o să fie cel mai bun sezon dintre toate 3. Super tare. Spuneți-mi ce părere aveți despre noul format, dacă vă place mai mult ăsta sau dacă vă plăcea mai mult cum era înainte. Și nu uitați desigur să dați un like, un share, un subscribe. Cam atunci cu episodul ăsta, eu v-am pupat și ne auzim data viitoare.